Anunțul că au început verificările telegondolei de la primul tronson al pârtiei deschide pe Rahău a fost făcut pe pagina sa de Facebook de către Gheorghe Sologiuc, consilier independent în cadrul Consiliului Local Câmpul Lung Moldovenesc. Consilierul a mai anunțat că telegondola va fi funcțională în 2 săptămâni și că la iarnă se va putea schia pe Rahău. Mai sceptic, primarul Mihai Negură a declarat pentru săptămânalul Jupânu că pârtia va fi inaugurată în acest sezon doar dacă nu sunt probleme de altă natură, cum ar fi cablurile subterane nefolosite de când au fost instalate. De altfel, la telegondola a fost nevoie de intervenție, întrucât în ultimii 6 ani a zăcut nepornită. Astfel, s-a constatat nevoia ca unele piese să fie înlocuite din cauza intemperiilor și a diferențelor de temperatură cu altele din Italia, care au fost montate. Următorii pași pentru deschiderea pârtiei sunt predarea investiției către beneficiar, recepția finală, predarea către operator și omologarea.